Vă rog. Vreau să mă leg de ce spunea Oana Florea. Și înainte de asta să-i spun lui Beni Ardelean că dacă dumnealui recunoaște că n-are nicio pregătire legat de Horeca, dacă să se dea drumul sau nu, eu sunt de formație antreprenor și știu foarte clar ce impact are acum neluarea unor măsuri la momentul potrivit și la fermier și la întreprinzător. Și nu spun că nu mă pricep, așa cum spune domnul Beni Ardelean, de aceea insist pe măsuri. Vă rog frumos să mă lăsați să spun până la capăt. Legat, vă rog frumos să mă lăsați până la capăt să vorbesc. Vorbiți în numele dumneavoastră. Nu vă veți auzi dacă vorbiți. Vreau să mă leg de ce spunea Oana Florea. Sigur că nu poate să convingă pe parlamentar, pentru că și parlamentarii sunt presați acum de asociații profesionale, de cetățeni. Nu mai votați încă prelungirea stării de alertă. Pentru că, așa cum spuneam, se spunea aici că trebuie să purtăm, să prelungim purtarea măștii. Dar cât ne poate spune cineva câte măști s-au dat? Că au spus că dă populației care n-au venituri, pensionarilor, câte măști s-au distribuit pentru populație? Câte măști s-au fabricat în România și câte s-au importat? Sunt lucruri foarte importante pentru credibilitate. Apoi, vorbim de faptul că scad veniturile la întreprinzători. Pe termen lung, efectul este mai departe. Nu o să avem bani la sănătate, nu o să avem bani pentru pensii. Pentru că doamna ministru ieri al muncii a dezinformat. Anul trecut ajunsesem la aproape 7 milioane, peste 7 milioane de lucrători și 4 milioane 900 de pensionari. Acum suntem aproape egal și nu se vrea să mări nici salariul brut, care e cel mai mic aproape din Europa, mediu 5.127, nici pensia medie e 1.324. Și închei. Eu plec luni de la Budapesta cu avionul. Întreb, se dorește falimentarea Tarom? De ce Budapesta are avion direct spre Bruxelles și eu trebuie să mă duc cu mașina până la Budapesta și de la Budapesta să iau? Nu pentru că trebuie să mă duc eu. Întrebarea este de ce Tarom, de ce România nu este deschisă pentru zborurile spre alte țări, spre capitala Europei. Belgia e pe primul loc la îmbolnăviri și primește din toate statele membre cetățeni. Noi de ce nu avem zbor? Vrem să falimentăm și Taromul. Benoni Ardelean, vă rog.